ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Caravana filmului românesc din nou la Onești în perioada 2-8 august. Tragedie. Preotul Costel Paizan, originar din Păunești, și soția sa, Daniela Paizan, profesoară de istorie din Bacău, au murit azi de vii în casa din București. Noua listă a țărilor cu risc epidemiologic, Grecia trece în zona roșie. Ce trebuie să știe românii care vor să plece în vacanță în Grecia? Caravana filmului românesc din nou la Onești în perioada 2-8 august. Mircea Diaconu, Nae Caranfil, Marius Florea, Vizante. Invitații speciali a evenimentului. Parcul Municipal din Onești va fi din nou în această vară gazda caravanei filmului românesc, capodopere ale Cinematografiei Naționale în perioada 2-8 august, proiect organizat de Primăria Municipiului Onești și Asociația Cinecultura. Pentru că este vară și pentru că avem nevoie de optimism, de speranță și pentru că niciodată nu vom renunța la lupta de a fi fericiți, filmele din portofoliul clasic românesc ce vor fi prezentate anul acesta la Onești au ca numitor comun dragostea. Ea ne însoțește poveștile de viață, este cauza, pretext, motiv de reflexie sau chiar de acțiune. Ea determină sau impune prietenie, respect, ajutor reciproc, grijă și atenție împletite și așezate cu maestrie în poveștile marelui ecran, fie că este vorba de dragostea lui Cristian Vasile pentru Zaraza, descrisă în filmul Supraviețuitorul, sau fie că prezintă dragostea și pasiunea pentru filmul românesc al lui Gheorghe Ursaru, personajul central din filmul lui Nae Caranfil, Restul e tăcere, filmele propuse din program invită la o întâlnire nostalgică cu marile creații cinematografice ale actorilor și regizorilor români. A declarat Ionuț Stenie, directorul Direcției Cultură și Tinere din cadrul Unității Administrativ-Teritoriale Onești. Astfel, pe ecranul caravanei filmului românesc vor putea fi revăzut Sergiu Nicolaescu, George Mihăiță, Vladimir Găitan, oneștanca Loredana Groza în Supraviețuitorul, Valentin Teodosiu, Vladimir Găitan, Horațiu Mălăele în comedia Poker, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Vasile Catastaman, Stella Popescu, Draga Olteanu Maltei, în astă seară dansăm în familie. Alături de Sergiu Nicolaescu și Geo Saizescu, lumea filmului românesc s-a îmbogățit cu regizorul unei noi generații, Nae Caranfil. Dragostea pentru film și dăruirea pentru meseria de regizor l-a determinat să scrie scenarii și să creeze cu bagheta regizorală înnobilată de talent 8 filme. De la E periculosos por Jeffrey, filmul său de debut, la 6,9 grade pe scara Richter, Nae Caranfil a patinat prin vârstele peliculei, realizând Dansul perfect, care a încântat inimile iubitorilor de film. Alături de el, la întâlnirea cu publicul din Onești, vor fi prezenți doi actori îndrăgiți și respectați. Este vorba de Mircea Diaconu și Marius Florea Vizante. La toate proiecțiile din cadrul caravanei filmului românesc, accesul publicului este liber în limita stocurilor disponibile. În cazul în care vremea va fi nefavorabilă, proiecțiile vor avea loc la ora 18 în sala Bibliotecii Municipale Radu Roseti. Programul caravanei filmului românesc este următorul. Luni 2 august de la ora 21 vom urmări Supraviețuitorul, regia Sergiu Nicolaescu, cu Sergiu Nicolaescu, George Mihăiță, Vladimir Găitan, Loredana Groza. Este un film de acțiune din 2008, are 117 minute. Marți 3 august, ora 21, Carol I, un destin pentru România. Regia Sergiu Nicolaescu cu Marina Procopie, Andreea Măcelaru Șofron, Sergiu Nicolaescu, Răzvan Vasilescu. Film istoric din 2009, 90 de minute. Miercuri 4 august, ora 21, Poker. Regia Sergiu Nicolaescu cu Valentin Teodosiu, Vladimir Găitan, Horațiu Mălăele, Cătălina Grama Jojo. Comedie 2010, 112 minute. Joi 5 august, ora 21, astăseară dansăm în familie. Regia Geo Saizescu cu Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Vasilica Tastaman, Stella Popescu, Draga Olteanu Matei. Este un film de comedie din 1972, de 120 de minute. Vineri 6 august, ora 21, E periculosos por Jersey. Scenarul și regia Nae Caranfil, cu Alexandru George, Natalia Bonifai, Marius Stănescu, Marius Florea Vizante. Este un film de comedie din 1993 și durează 104 minute. Invitat special Nae Caranfil și Marius Florea Vizante. Sâmbătă 7 august, ora 21, Filantropica, scenarul și regia Nae Caranfil.
cu Mircea Diaconu, Gheorghe Dinică, Mara Nicolescu, Marius Florea Vizante. Este un film de comedie din 2002, 110 minute. Invitat special Nae Carampil și Mircea Diaconu. Duminică, 8 august, ora 21, Restul e tăcere, scenarul și regia Nae Carampil, cu Marius Florea Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Seța, Mihai Gruia-Sandu. Este o dramă din 2008, 140 de minute. Invitat special Nae Carampil. Desfășurarea evenimentului implică respectarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Primarul Silviu Tinei a premiat pe absolvenții evaluării naționale și a examenului de bacalaureat. Administrația publică a comunei Gurabăi a premiat absolvenții evaluării naționale și a examenului de bacalaureat. Astfel, primarul comunei Gurabăi, Silviu Tinei, a ținut să aprecieze și să recompenseze performanța elevilor. Mai multe detalii urmărim în minutele următoare chiar de la primarul comunei Gurabăi, Silviu Tinei. Domnule primar, într-o ședință de Consiliu recentă ați aprobat premierea absolvenților de la evaluarea națională și de la examenul de maturitate, bacalaureat. De unde v-a venit ideea? Ideea am scris-o de la începutul debutului campaniei electorale din anul precedent. Nu aveam cum să trec cu vederea performanțele puținilor elevi de pe raza comunii care au susținut fie evaluarea națională, fie bacalaureatul. Am creionat-o și în draftul de electoral, program electoral din campanie. Am gândit-o de la încropirea bugetului. Banii s-au regăsit de la prima ședință de aprobare a bugetului. Deci nu a fost ceva ad hoc, să zic așa. A făcut parte întotdeauna din dorința mea de a premia elevii. Mi-aduc aminte anul 2005, când am terminat și eu bacalaureatul la un liceu bine plătat din Onești, împreună cu alți colegi de generație, ne-am fi dorit ca administrația locală de la acea vreme să, nu știu, să ne mulțumească într-un fel sau altul, nu neapărat prin sume de bani, ci prin arătarea unei recunoștințe, pentru că eram navetiști, eram greu încercați de transport către liceu. Familia noastră depuseseră eforturi și am reprezentat cu brio comună. Fapt pentru care eu am zis să nu fiu ca fostele administrații și să dau cezarul ceea cezarului. Copiii din Gurabăi se simtă ca un minim sprijin și în Consiliul Local, căruia îi mulțumesc pe această cale pentru că au aprobat sumele necesare de sfârșit un eveniment așa frumos. Câți copii sunt? Pentru că e foarte important. Ne plângem că elevii sau elevii comunei pleacă în zonele urbane, către orașe. Câți copii au absolvit examenul de evaluare în comuna Gurabăi și la bacalaureat, probabil în localitățile învecinate? Și de la cât au pornit premiile? Pentru că au fost premii în bani. Da, au fost premii în bani. Așa cum vă spuneam înainte, nu au fost foarte mulți. Am avut 6 absolvențe de evaluare naționale, cu medii peste 7, așa a stabilit Consiliul Local regulamentul de premiere. Iar la bacalaureat am avut 13 absolvenți, dar vă spun sincer că notele au fost foarte bune. Multe medii peste 9. Am avut 9,46, 9,26, 9,86 am avut. Premiile au pornit de la 300 de lei. O sumă minimă. De la prima grilă de încadrare și am ajuns la 1000 de lei pentru notele maximale. Cum au primit copiii? Pentru că știți cum e, de obicei nu primești recompense financiare, să zicem, pentru examene, pentru notele deosebite obținute. Cum au primit această decizie a dumneavoastră de a primi, de a-i recompensa în bani? I-am văzut foarte bucuroși, am avut o ședință publică aici. A contat foarte mult pentru ei. Nu știu, așa cum am postat și pe rețelele de socializare, nu suntem o comună bogată. Asta e clar. Suntem o comună săracă, dar nu suntem atât de săracă încât să trecem cu vederea această reușită a generației tinere de astăzi. Copiii au primit-o foarte bine, le-am explicat că bănuții aia nu o să aibă un impact major în viața lor, dar pot constitui primele abonamente plătite către liceul din Onești, pot constitui primele rate la un laptop sau plata primelor suporturi de cursuri la facultate.
foarte important. Sunteți, vă încadrați în seria primarilor care se gândesc la tineri. Vreți sau aveți în vedere ca acești tineri, după ce ajung oameni cu facultăți, cu studii superioare, bine specializați, sperați să se întoarcă acasă? Acesta ar fi unul din motive? Nu că sper, îmi doresc să se întoarcă acasă. Unul din elevii cu cele mai bune medii este înscris la Facultatea de Drept la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Noi avem, cum să vă spun eu, o tendință de antineriat la specialitatea al primăriei Gura Vrăiei. Lucrul ăsta l-am demonstrat de când am intrat primar și vreau să perpetuez chestia asta. Este de nediscutat că pe toată perioada mandatului meu, în fiecare an, se vor aloca asemenea premii pentru fiecare generație care va termina. Condiția pe care le-am pus-o, să zic așa, condiției, cum spus, să nu uite niciodată că sunt din Gura Vrăiei și să fie unde de asta. Tragedie. Preotul Costel Paizan, originar din Păune, și soția sa, Daniela Paizan, profesoară de istorie din Bacău, au murit arși de vii în casa din București. Soții Daniela și Costel Paizan au murit după ce casa lor din București a fost trăznită în timpul furtunii de miercuri seară, 28 iulie. Un incendiu puternic a izbucnit în timp ce aceștia se aflau în propria casă din București. Din nefericire, cei doi au ars practic de vii în propria locuință, cuprinsă de flăcările produse de trăznetul care a însoțit furtuna de miercuri. Costel Paizan, originar din Păunești, a fost preot în județul Bacău, iar în anul 2006 s-a mutat în București la cimitirul Belu, iar ulterior la cimitirul Dămăroaia. Soția acestuia, originară din Bacău, era profesoară de istorie și directoarea școlii gimnaziale 178 din București. Furtuna de miercuri seară, 28 iulie, din București, a provocat un incendiu imens în casa unde locuia familia preotului Paizan. Preotul Costel Paizan, paroh la cimitirul Dămăroaia din sectorul 1, și soția sa, directoarea școlii 178 din cartierul Pajura, au murit după ce casa lor a fost răznită în timpul furtunii. Un incendiu puternic a izbucnit în timp ce aceștia se aflau în casa din București. Condoleanța familiei, Dumnezeu să-i odihnească în pace! O aplicație pentru funcționarii publici ar putea stopa concursurile aranjate de la stat. Astfel, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a lansat joi o aplicație pentru extragerea aleatorie a subiectelor la concursuri. În opinia reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, aceasta va opri practic aranjamentele pentru o funcție în administrație. Este un moment al adevărului și vom vedea câte instituții ale statului o vor folosi. Momentan și-a arătat interesul Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, al Sănătății, dar și câteva prefecturi din țară, a declarat Liviu Mărureanu, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Conform acestuia, aplicația va selecta cu 30 de minute înaintea începerii probei scrise subiectele care vor fi date la concurs. Astfel se vor putea împiedica fraudele. Liviu Mălureanu a anunțat că a pregătit și un proiect de hotărâre de guvern pentru ca aplicația să fie folosită în mod obligatoriu în toate instituțiile publice. Software-ul este dezvoltat de ANFP și a costat aproximativ 15.000 de lei. Noua listă a țărilor cu risc epidemiologic. Grecia intră în zona roșie. Ce trebuie să știe românii care vor să plece în vacanță în Grecia? Comitetul Național pentru Situații de Urgență a modificat lista țărilor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, care va intra în vigoare de la 1 august. Grecia trece în zona roșie. Principalele modificări survenite sunt: în zona roșie au intrat Grecia, Irlanda, Monaco, Maldive, Bahamas, Curaçao și insule Virgine ale Statelor Unite. În zona galbenă au intrat din zona roșie, în urma scăderii incidenței, Suriname și insule Feroe. Din zona verde, în urma creșterii incidenței, sunt Franța, Belgia, Israel, Statele Unite ale Americii, Islanda, Honduras, Aruba și Sint Maarten. În zona verde au intrat Oman, Paraguay și Uruguay. Conform datelor publicate joi de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, Grecia a ajuns la rata de incidență de 3,46 la mie, motiv pentru care ar putea trece în zona roșie. De la pragul de 3 la mie, statele sunt trecute pe lista roșie în România.
Pentru zona roșie se impune carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc în România, excepțiile fiind persoanele vaccinate anticovid cu schema completă de cel puțin 10 zile, persoanele care au fost infectate cu coronavirus în ultimele 180 de zile și numai devreme de ultimele 14 zile, copiii până la vârsta de 3 ani, iar cei de 3-16 ani cu prezentarea unui test PCR negativ numai vechi de 72 de ore. Astfel, CNSU urmează să se întâlnească în ședința săptămânală pentru a actualiza lista statelor cu risc epidemiologic. CNSU se întâlnește săptămânal pentru actualizarea acestei liste, iar statele sunt împărțite în zona verde, galbenă sau roșie, în funcție de rata de incidență COVID publicată de ECDC. Pe lista aprobată de guvern, săptămâna trecută, Grecia se afla în zona galbenă și înregistra un indice de 2,9. După aprobarea listei noi, aceasta va intra în vigoare de duminică, 1 august. Polițiștii serviciului rutier în acțiune pe drumurile publice din județ. La data de 28 iulie, pe drumurile publice din județ s-au desfășurat activități de către polițiștii serviciului rutier pe linia combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și pentru reducerea riscului rutier. Au fost utilizate echipamente video de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospecialele unităților de poliție rutieră. Polițiștii au aplicat 201 sancțiuni contravenționale, din care 85 pentru depășirea limitei de viteze, 26 pentru abateri ale pietonilor, 18 pentru abateri ale bicicliștilor și căruțașilor, iar restul pentru alte încălcări ale normelor rutiere. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni, 34 de permise de conducere au fost reținute, 8 certificate de înmatriculare retrase. De exemplu, polițiștii rutieri au depistat în trafic un tânăr de 21 de ani din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe DN2E85 în afara localității Sascut cu o viteză de 154 km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional și au fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. Prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv viteză, traversarea străzii prin loc nepermis de către pietoni, neacordarea priorității pietonilor și autovehiculelor, precum și conducerea sub influența alcoolului, este un obiectiv prioritar al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sens în care zilnic va fi asigurată prezența polițiștilor pe drumurile publice. Vineri 30 iulie, vremea rămâne caldă, maxima zilei nu trece de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Sâmbătă, 31 iulie, vremea rămâne caldă, maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Sunt posibile furtuni pe alocuri cu descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pe pagina de Facebook Acum TV Kid.